Să înțelegem că orice facem este păcat în independență de Dumnezeu. Deci în momentul în care sunt înstrăinat de Dumnezeu, separat de Dumnezeu, când sunt rebelul lui Dumnezeu, nu are cum Dumnezeu să-mi contabilizeze ceva ca fiind bun. Imaginați-vă, omul de afară este dușmanul lui Dumnezeu, asta spune Biblia. Este robul diavolului, place ce îi spune diavolul, tatălui este diavolul, el ascultă de diavolul, de firea lui, de păcat, este robit păcatului, place în păcat, urăște lumina, urăște Evanghelia, urăște pe Dumnezeu, da? Și la un moment dat, el în dușmănie, în rebeliune față de Dumnezeu, face o faptă bună. Îi contabilizează Dumnezeu lucrul acesta în timp ce el se află în rebeliune, în opoziție, în împotrivire, în înstrăinare față de Dumnezeu? E absurd, normal că nu. Adică cât timp omul nu are rezolvată cea mai importantă problemă din viața lui, adică relația lui cu Dumnezeu, nimic altceva nu mai contează. Tot ce face el este făcut într-o stare de necredință, de rebeliune. Este absurd să spui că un om într-o stare de necredință, ce face el poate fi acceptat de Dumnezeu. Fără credință este... cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Orice am face. Orice am face. Așadar, de ce tot ce face omul este păcat? Pentru că în independență de Dumnezeu este totul păcat. Separat de Dumnezeu este totul păcat. Adică eu nu mă raportez la voia lui Dumnezeu, nu fac pentru slava lui Dumnezeu, nu fac prin puterea lui Dumnezeu, nu fac recunoscând că totul vine de la Dumnezeu. Eu nu sunt conectat cu Dumnezeu la propriu. În felul acesta, cum îmi cere Sfânta Scriptură, și asta înseamnă că tot ce fac este păcat. Pune și odihna, și am mai spus lucrul acesta de multe ori, pune și odihna și faptul că un necredincios stă la masă este un păcat împotriva lui Dumnezeu. El nu recunoaște că aia vine de la Dumnezeu. El nu dă glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acela. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva. Să faceți toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Cele mai banale lucruri obișnuite pe care le face un necredincios sunt păcate, afronturi împotriva lui Dumnezeu. Partea asta este fundamentală în evanghelizare. Stau unii să zic, domnule, cum? Știu că omul trebuie să experimenteze o stare de convingere de păcat înainte să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Că dacă nu-i convins de păcat, nu se întoarce la Hristos, corect? Dacă nu-ți vezi starea de păcat, nu fugi la soluție. Și unii se gândesc, domnule, cum să fac ca să îl conving pe omul ăsta că e păcătos? Tot ce face el e păcătos. Faptul că respiră în momentul ăla și nu recunoaște că respiră datorită lui Dumnezeu, tot ce face el e păcătos. E simplu să demonstrezi un om că e păcătos. Nu trebuie să dea în cap la nimeni. Eu n-am dat în cap la nimeni. Nici o problemă, nici nu trebuia să dai în cap la cineva. Tot ce faci tu este păcat. Dacă te-ai dus pe stradă și ai dat niște bani la cineva sau ai ajutat pe cineva, este un păcat lucrul acela pentru că l-ai făcut în independență de Dumnezeu. Nu l-ai făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Nu l-ai făcut din dragoste pentru Dumnezeu, da?